nou cumplat. Nu știi ce se rezervă de la rămâie și mai parezi un precol. La urmă nu poți să te înscrii, poți să rămâi în mine toată viața. Nu se poate face nimic altceva, nu pare de amputare. Mâna dreaptă, care cum vă vedeți pansată, a fost de afectat și mâna stângă. În urmă cu 2 ani mi-a apărut o rană la ea din senin, care era un pic mai diferită de ce aveam eu până acum. S-a tot agravat, s-a tot mărit, am fost la diferiți medici. În timp s-a constatat că am o infecție, am tot luat pe antibiotic, am început să am dureri, mâncărim, nu mai trecea. Anul trecut am avut o operație, eu am fost să mă curețe la mână, până la urmă nu am degetele desfăcute, încă nu știu motivul. Deja de la a doua pansare ele s-au strâns înapoi, trauma nu pot să vă explic, o să rămână cu mine toată viața. Și rana inițială tot acolo era. Tot acolo rămăsese, doar că acum aveam una mai mare în plus. Într-un final, ce-a făcut în urmă operației s-a vindecat, rana inițială a rămas, de altfel a continuat să se mărească, să se agraveze și în urmă cu o lună jumătate am ajuns în Austria, la o clinică care este specialistă epidemioză bulgaro-mistrofică și s-a constatat că am o tumoare. În urmă unor analize, medicii mi-au spus că nu se poate face nimic altceva, nu poate de amputare. Eu mai auzisem în trecut când s-a putea ca astea să fie la variante, dar nu știu. Când nu se nu accepta la ceva, când am auzit și de la ei cum se simt. Nu pot să duc în cuvinte ce am simțit, adică a fost strâmbitor. Pentru că mâna dreaptă era un sprijin pentru mine toată viața. Pentru că eu am scris cu mâna dreaptă, am pus lacrimea, am mâncat, am mâncat, pentru că ea m-am ajutat cu tot. Dar mi-a luat mâna stângă, sincer, nu mă deranjează chiar așa de tare. Ce-am auzit de decizia luată de medici. O zi nu am mai fost, nu prea am mai fost în stare de nimic, nici nu am vorbit cu mai nimeni, nici măcar cu părinții mei. Auzeam ce mi se vorbește, ziceam da, ok, nu prea răspundeam înapoi. Iar a doua zi, undeva de sus, mi-a venit o putere și m-am împins să fac un TikTok. Pur și simplu stăteam cum asta aici pe canapea, așa întinsă, mă vedeam de aici în sus, am început să mă filmez și am început să povestesc parcursul cu mâna mea până în momentul respectiv. Nu știu cum, dar videoclipul a devenit viral și am primit enorm de multe încurajări de la oameni, enorm de multe și susțineri și dar rugăciuni, că am primit răspunsul meu că se vor ruga pentru să fie bine. E, după aia, pur și simplu, poate toată tristețea pe care o simțise din povestea respectivă s-a dus. M-am simțit mult mai puternică, după două zile, pur și simplu simțeam energie care mi despre mine, putere. Și după nici o săptămână, Alice, ok, cum să o fac și pe asta? Dacă asta e necesară, dacă am putea resimbi la variantă, o să o fac. Am mers să mă văd din nou cu medicii, să răspund decizia mea. Da, ei mi-au arătat în urma conversațiilor cu ei, mi-au arătat o proteză, un exemplu de proteză, dar pe pielea mea este mult mai greu de pus. Din cauza că pielea este fragilă, mâna este foarte subțire,
Tuteza respectivă constă în plasarea unor electrozi pe piele, eu nu am loc pe ei și pielea mea este afectată aici, tuteza e mult mai complicată. Dar am zis, hai că poate să fie posibil. Nu fie cumva. Da, o să rezolvăm cumva și pe asta. Am fost, am vorbit și cu doamna doctor anestezist, să-mi explice despre anestezia totală, pentru că eu nu mai am o semnă anestezie totală făcută până acum. Și după aia, tot așa și m-am gândit. Doctorul încă nu făcuse de o programare pentru operație. Pe TikTok, foarte, foarte mulți oameni ziceau că trebuie să fie bine, că nu vreau să fac o minune, că să nu am putez. Dar încă se poate vindeca, se poate face ceva. Am zis, ok, dacă tot era să o amputez, dar era așa de grav până acum, aș fi avut o dată o operație și poate chiar și fi avut o terapie până acum. Am zis, nu. Eu simt că mai trebuie să încerc ceva, simt că mai e ceva ce se poate face încă. Și pur și simplu, a doua, a treia zi, m-am dus iar la clinică și am spus la domnul doctor că m-au răzgândit. Ei au reacționat mai mult decât bine, sincer. Parcă se așteptau. Da, parcă se așteptau să-mi răzgândesc. Au zis că înțeleg perfect decizia mea și că pot să simt o prima de bucură cu ei oricând ce am nevoie. Am ușa deschisă la ei și am venit înapoi în țară. Și de aici încolo o să vedem ce o să mai facem cu rugăciune clar. Asta e cel mai important și mă ajută foarte mult să știu că acum am atâția oameni peste tot în țară care se rugă pentru mine. Ce ai simțit în sufletul tău când ai văzut că îți scriu atâția oameni, că i-ai încurajat, că le-ai dat putere? Bucurie. Bucurie și a fost mândră. Te-ai așteptat vreodată că tu, în situația asta, poți fi o încurajare pentru alții? Nu. Încă... Sincer, când văd comentarii de la oameni și mă plăcește inima în mine, când văd că e o situație în care îs, vine o persoană și îmi zice m-am găsit în dimineața asta și când am văzut un video mic cu tine, am uitat de toate problemele. Sau că îmi face plăcere să mă uit la videoclipurile tale pentru că mă faci mai puternic. Ce impact au avut reacțiile oamenilor? Faptul că oamenii au reacționat pe TikTok, care a fost impactul asupra ta ca persoană? Impact mare și pozitiv, bineînțeles, pentru că mi-am dat seama că am văzut cât suport am avut în spate și am avut parte de reacție pozitivă. Mi-a plăcut că, deși oamenii au fost prima oară, probabil când au auzit sau au văzut boala asta, nu au judecat, ci au zis, mi-au dat Dumnezeu să dea sănătate, ești o fată puternică, deși majoritatea au început așa, că deși nu te cunosc, văd că ești o fată puternică și luptătoare, ceea ce mi s-a părut wow, pentru că, adică, E prima oară când mă vezi și îți dai seama de asta printr-un clip. Și îți dă încredere, îți dă putere și mă bucur și eu că am putut să ajut pe ei și mă bucur că pot să am și eu pătricica mea ca să zic așa, să fac boala asta mai cunoscută, pentru că, din păcate, sunt tot mai mulți copii care sunt astăzi. Eu sunt un pic altfel. Tot timpul mă doare ceva. Tot timpul am putere.
Iisus. Nu interpretăm, dar vie în boala asta.